Să aveți bucurie, sufletelor dragi! În această zi v-am pregătit o emisiune cu totul și cu totul specială. După cum citiți pe micul ecran, puteți vedea de altfel care este tema pe care am ales-o, mai ales că această temă este foarte actuală și prezentă în viața noastră de zi cu zi și mai ales și prin faptul că mulți dintre noi trăim anumite traume și trăim anumite momente, zic eu, dificile ale vieții pe care nu ni le putem explica și pe care încercăm să le definim într-un fel sau altul la modul în care am înțeles noi să le gândim sau la interpretarea pe care unii psihologi, medici sau preoți la care mergem ne-o dau. Eu cred că nu există om nefericit, cu mici excepții, da? Că noțiunea de fericire și de nefericire este uneori înțeleasă greșit sau poate definiția pe care eu v-aș da în această zi este diferită de ceea ce spun poate unii psihologi sau unii oameni care se cred experimentați. Pentru că toți cei care își dau cu părerea cu privire la fericirea sau nefericirea noastră au de-a face în mod special cu gândirea, cu preocupările și cu tot ceea ce înseamnă viața pe care o au la rândul lor și cu exemplele pe care le pot da acelora care de fapt le exemplifică teorii sau le dau, să zic, anumite îndrumări cum ar putea fi fericiți. Mă întrebau foarte mulți credincioși: Părinte, vă rog să ne spuneți de unde apare nefericirea. Și aș vrea să vă răspund că nefericirea apare în momentul în care noi am ajuns să ne concentrăm pe ceea ce nu avem, să ne concentrăm întotdeauna pe ceea ce au alții, ne concentrăm gândindu-ne că am putea avea mai mult decât ar fi necesar și atunci când uităm de altfel să fim recunoscători. Omul este foarte dificil. În viața lui fiecare are anumite pretenții, anumite gândiri sau concepții despre viață și acestea sunt interpretate într-un fel sau altul de fiecare personaj, bărbat sau femeie, după modul în care își gândește sau și-a proiectat prezentul și viitorul. Unde, repet, greșesc oamenii? Greșesc în momentul în care se concentrează pe problemele pe care le au alții. Și ne dăm cu părerea despre politicieni, începem să emitem judecăți, începem să comentăm despre acțiunile sau inacțiunile unor persoane sau personalități, uitând de altfel de propria noastră viață, ceea ce este foarte grav, pentru că fericirea, spunea un mare părinte trăitor, înseamnă trăirea în prezent și conștientizarea stării de prezență prin care nu poți nega că acum, la această oră, nu ești în fața micului ecran și nu urmărești o emisiune în care, de altfel, încerci să te regăsești și să-ți dai răspunsuri tu, iubite creștine, la supărările, la necazurile pe care le ai și care te-au adus în această stare de nefericire. Din păcate, starea de nefericire
pe care noi o aducem frecvent în viața noastră este legată, mă iertați, de traumele pe care le-am avut în trecut. Și aici mă refer la oamenii la care trecutul, din păcate, n-a putut fi șters din minte și care îl aduc mereu în prezent și făcând acest lucru greșesc foarte mult, pentru că trecutul este trecut. Dacă ai gustat pelinul din el și ai văzut cât este de amar, acest trecut, dacă ți-a adus suferință și ai plâns, ai suferit și poate ți-a lăsat și o moștenire, o boală, sau ți-a lăsat moștenire, de fapt, o amprentă a unei gândiri negative, tu, iubite suflete, trebuie să înțelegi că pentru a te elibera de aceste traume, trebuie să ștergi cu buretele ce a fost, să încerci să uiți și să vezi cine ești tu acum în prezent și cine vrei să fii. Să te gândești atunci când îți faci această analiză și te întrebi, de fapt, cine ești. Pentru că mulți au impresia că dacă au o funcție publică care le-a fost rânduită prin voia lui Dumnezeu, pentru că nimic în acest univers nu se întâmplă fără voia și știrea lui Dumnezeu, se folosesc de ea aducând multă suferință celor din jur. Trebuie să mai știm și să știe aceste persoane că există o lege în univers în care tot ceea ce faci se contorizează și totul se plătește, și dacă ai adus suferință, vei plăti cu suferință, dacă ai adus nefericire, vei plăti cu nefericire, și dacă la rândul tău ai reușit să construiești frumosul de frumos, vei avea parte. De aceea eu încerc prin emisiunile mele să vă ajut pe cei care treceți în aceste momente, prin aceste stări de dezechilibru emoțional, să vă ajut să vă eliberați de traumele din trecut, să vă eliberați de anumite blesteme, de anumite moșteniri pe care le aveți în ierarhia neamului din care faceți parte, și să vă fac să conștientizați cât de important este momentul pe care îl trăim, pentru că momentul pe care noi îl trăim este unic. Câtă vreme poți să te miști, câtă vreme ai darul lui Dumnezeu de a mă putea asculta la această oră, de a putea să te închini atunci când ne rugăm, de a putea să mergi la Sfânta Biserică, să faci rugăciuni, înseamnă că ești un om care meriți să fii fericit și care are o obligație nescrisă, dar pe care Universul ți-o cere, să fii recunoscător și să-i mulțumești pentru toate câte ți-a dat, chiar pentru suferința pe care o ai, pentru că suferința ta, în comparație cu suferința unor oameni care nu văd, care sunt muți, care sunt șchiopi, care trec prin momente dificile, și mă refer la momentele medicale, la bolile foarte grele sau grave, spre deosebire de aceștia, tu, cel care mă privește acum, trebuie să înțelegi că problema pe care o ai este relativ mică în comparație cu durerea pe care o poate simți un om care nu se poate bucura de privilegiile pe care le ai. Știți, de multe ori, atunci când omul înțelege că trăiește în starea de nefericire, că este nefericit, îl caută pe Dumnezeu pentru a încerca să își găsească soluții, de a rezolva, de a ieși din necazul și suferința pe care o au sau o are. Și în momentul în care omul este nefericit și se roagă la Dumnezeu, se roagă Lui, se roagă și cheamă puterea Sfinților în ajutor, ne spun Sfinții Părinți că acel om ajunge în brațele lui Dumnezeu sau a Sfântului pe care noi îl chemăm sau îl invocăm. Mulți au comentat sau poate au gândit de rău de faptul că eu vorbesc foarte mult despre Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor, pe care îl vedeți pe micul ecran.
Și au încercat să-mi explice că este suficient sau arhisuficient faptul că am vorbit atât de mult despre acest sfânt, pe care mulți dintre dumneavoastră poate l-ați descoperit acum pentru prima dată sau n-ați auzit până acum de el. Este un sfânt ortodox, înscris în calendarul nostru ortodox pe data de 9 iulie și sărbătorit, a cărui moaște se află la Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, bisericuța unde găzduiește moaștele și bisericuța la care v-am invitat să veniți, să vă închinați și să mă ajutați să-i construim racla. Trebuia să o avem gata pe data de 26, din păcate nu am reușit, pentru că n-am reușit să adunăm toată suma necesară pentru a o face, dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în ajunul floriilor, pe data de 16 aprilie, vom aduce racla într-o zi de sâmbătă, la orele 10. Și atunci cei care ați contribuit și cei care doriți să fiți prezenți la aducerea raclei în care se va așeza Sfântul și va poposi pentru de acum încolo, până când biserica va rămâne în picioare ca mărturia credinței dumneavoastră, puteți veni. Aș vrea să revin la ceea ce v-am spus, că mulți vă aflați și v-ați aflat în brațele lui Dumnezeu sau în brațele Sfinților, și să știți că poate fără să vă dați seama, cei care v-ați rugat Sfântului Pangratie, în cazul nostru, sau altor sfinți pe care îi aveți în familie sau cei care vă poartă numele, v-au ajutat și încearcă, de fapt, părinții din biserica noastră să ne explice că un sfânt care te îmbrață, îți ia în brață sufletul tău și îi mângâie suferința, pentru că suferința care o au, de fapt, sau care ne apasă de multe ori, mintea, conștiința, vine dintr-un suflet nefericit care își caută, iubiții mei, rezolvarea multor probleme. Aș vrea să știți că mulți din cei care ați fost beneficiarii acestor daruri, n-aș știu ce să faceți cu ele. În momentul în care Dumnezeu te ajută sau sfinții să treci peste un anumit necaz, înseamnă că tu acel necaz l-ai trecut printr-un ajutor trimis de undeva, fie de sfinți, fie de Dumnezeu Tatăl nostru sau de Maica Domnului. Și omul, după ce a scăpat de necaz, uită să mulțumească sau încearcă întotdeauna să își găsească explicații că de fapt n-a avut nicio contribuție rugăciunea sau Dumnezeu în viața lui, ci că ceea ce i s-a întâmplat a fost o întâmplare fericită și că el de fapt merita să primească acest lucru. Iubiții mei, aici subliniez acest cuvânt, greșim mulți pentru că noi de fapt uităm să ne evaluăm pe noi și să ne întrebăm cine suntem. De multe ori ne pierdem prietenii pentru că nu știm să comunicăm sau că vrem să auzim de la ei ceea ce vrem noi să auzim. Adică vrem să fim lăudați, să fim apreciați și ne deranjează dacă unii preoți sau dacă unii duhovnici sau unii prieteni ne critică și ne spun adevărul. Pentru că adevărul pe care eu îl văd sau adevărul pe care voi îl vedeți poate fi diferit față de adevărul universal sau de ceea ce vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. De aceea se spune că fiecare om are un cizmar, fiecare om are un avocat, trebuie să ai un duhovnic cu care să ai chimia și să rezonezi, pentru că acel duhovnic îți va cunoaște și îți va înțelege și slăbiciunile, îți va înțelege și bucuria pe care o ai, și acel duhovnic te va pomeni și se va ruga pentru tine și când îți va merge bine și în mod special când îți va merge rău. Dacă mulți dintre noi nu suntem fericiți și ne plângem că avem probleme
Aici cuantumul problemelor poate fi împărțit. Mulți spun că au probleme că n-au bani să-și plătească facturile de gaze sau de curent. Asta nu este o problemă. Mulți vin și spun că au probleme că soția i-a părăsit sau soțul i-a dus cu o amantă sau le-a înșelat, le-a trădat încrederea. Nu este o problemă, asta este o suferință care de fapt vine dintr-un suflet rănit. De ce? Pentru că acolo s-a produs ceva. Suferința este adusă de minciuna pe care unii oameni încearcă să o ascundă și pe care o acceptă, pentru că mulți dintre noi trebuie să recunoaștem că ne privim în oglindă și ne mințim ca la meteo. Încercăm să spunem că e bine, deși este rău, încercăm să căutăm tot felul de justificări și explicații, atunci când, de fapt, ar trebui să căutăm rețeta sau soluția care ne poate corecta sau ne poate îndrepta viața pe care o avem. Ceea ce nu înțelegem, că la teorie suntem toți mari șefi, suntem doctori. Ceea ce din păcate ne lipsește multora este practica, iar practica este regăsită în ceea ce vă spun, în timpul pe care ți-l poți acorda ție, uite, de a citi o carte. Cărțile pe care le vedeți pe micul ecran sunt cărțile care vin să vă lămurească multe din problemele pe care le aveți. Și dacă nu ești fericit în ceea ce faci, atunci rezultatul a tot ceea ce faci va fi negativ. V-aș ruga să rețineți acest lucru, că mulți dintre dumneavoastră realizați activități zilnice în care sunteți într-o totală nemulțumire. Pentru a fi în armonie cu Dumnezeu, pentru a fi în armonie cu Universul din care facem parte, trebuie să respectăm trei lucruri esențiale. Și v-aș ruga să rețineți minte și v-aș ruga, de asemenea, dacă această emisiune prezintă interes, să-i sunați și pe prieteni, să le spuneți să asculte o emisiune care, de fapt, este dedicată tuturor oamenilor, atât celor fericiți, dar și celor nefericiți, tocmai pentru a găsi soluții și a le rezolva. Pentru că nimic în viața unui om nu este întâmplător, iar ceea ce vă spun astăzi este, de fapt, o lecție de viață pe care încerc să vă dau ca profesor, ca mentor, ca duhovnic, prin intermediul unei televiziuni care ne-a pus la dispoziție un spațiu de care trebuie să ne folosim. În primul rând, mă adresez și celor care poate au sau emit judecăți că atunci când vin la mine sau la preot, trebuie să-l vadă pe omul perfect. Nu sunt perfect. Ar trebui să înțeleagă oamenii când merg la biserică că preotul nu este Dumnezeu. Preotul este un lucrător în lumină care la rândul lui poate să greșească, programând anumite lucruri, programând un timp care spune, lasă, peste 2 luni, peste 3 va fi bine, peste 6 luni. Dar dacă tu, iubite creștine, nu contribui cu nimic la a realiza ceea ce ți s-a spus sau dacă nu contribui cu nimic însemnând jertfă sufletească, spirituală, în care tu de fapt să te dedici și să plângi pentru păcatele tale pe care le ai, poate moștenire din neam, atunci să nu te aștepți ca minunea să se întâmple, pentru că nu e vinovat nici Dumnezeu și nici preotul sau psihologul sau medicul de faptul că tu n-ai reușit în acest interval să te observi pe tine. Și vă rog să rețineți și să notați acest lucru, că mulți mă întrebați, părinte, ce înseamnă să fii nefericit? Nefericirea cea mai mare a unui om este aceea că omul nu are timp să se observe pe el. Deci, devine fericit când nu te observi pe tine și începi să te condiționezi. Începi să te condiționezi de anumite lucruri care poate uneori le interpretezi greșit sau pot fi uneori interpretate greșit. Și aici m-aș referi puțin la această idee, poate puțin, sublinez și le cer iertare exagerată a unor duhovnici de a le da canoane foarte grele oamenilor care merg să se spovedească.
Un om care ajunge la o mănăstire, un om care ajunge în fața unui duhovnic, fie el tânăr sau bătrân, ajunge acolo pentru că are o problemă grea, apăsătoare. A trecut prin anumite experiențe dureroase. A fost poate păcălit sau păcălită de o imagine falsă a unei persoane, de gândul negativ. Și dacă tu ca mentor spiritual și duhovnic îl încarci cu un canon foarte greu de a citi nu știu câte acatiste, de a posti nu știu câte zile la rând, doar cu apă și multe, multe alte sacrificii care îl conduc de altfel pe om dintr-o zonă de confort, într-un disconfort total, riscăm sau riști, iubite creștine, să te pierzi mai rău decât erai la început. Pentru că dacă, prin absurd, vă spun ca exemplu, n-ai reușit să citești 7 acatiste cât ți s-au dat, sau 5 catisme, sau n-ai reușit să postești până la 12 că ai băut din greșeală apă, sau n-ai băut, în acel moment se produce o bulversare la nivelul minții, care, de fapt, mintea, să nu uitați, că mintea este cea care compară, iar sufletul este cel care observă. Mintea compară ce? Ceea ce îi se dă ca informație. Și spune, păi de ce? La unii preoți se poate să mă împărtășesc, la alții nu, la alții îmi dau canoane în care mă împiedic. Iar sufletul este cel care observă. Dar ce observă sufletul? Observă dacă ai dorința de schimbare și observă dacă la nivel mental, la nivel fizic, la nivel material, ai depășit acel moment în care tu, ca om, te-ai zgârcit sau te zgârcești cu propriul tău suflet sau cu propria ta viață. Și aici revin din nou la exemplu cel mai elocvent și clar pe care îl avem cu Sfântul Pangratie. Știți? Așa suntem noi făcuți oamenii, să căutăm întotdeauna, știți, soluții, să găsim ceva mai ieftin. Nu înseamnă că dacă mai ieftin este și bun. Jertfa pe care noi trebuie să o dăm este o jertfă pe care noi, de fapt, o înscriem în cartea vieții noastre. Dacă eu cumpăr o icoană, un pachet al bucuriei în care există un delemn sfințit, există o brățară și consider că am dat foarte mult, înseamnă că tot ce am făcut n-a valorat nimic. Dacă după ce am făcut această jertfă, am cumpărat și merg acasă și arunc icoana în bibliotecă sau consider că am plătit foarte mult pentru ea, zadarnic a fost efortul pe care l-am făcut, pentru că voi rămâne la același nivel la care m-a găsit această emisiune, la același nivel la care m-a găsit informația pe care eu am primit-o și n-am fost capabil să o procesez, pentru că frecvența pe care noi trăim și pe care mulți dintre noi o simțim este una compromisă. Ca să fiu mai explicit, oamenii trăiesc pe frecvențe diferite. Frecvența, iubiții mei, cea mai puternică pe care a cunoscut-o omenirea și de care s-a vorbit întotdeauna și se va vorbi în eternitate, este iubirea. Câtă vreme reușești să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe tine și să spui, Doamne, dacă trebuie să mă rog, mă rog, nu îmi calculez timpul că stai că trebuie să mănânc la ora asta tocană sau că la ora asta am de mers la disco și biserica mai are timp să aștepte după ce îmbătrânesc. Dacă avem o astfel de gândire, merităm ceea ce trăim. Și dacă avem o astfel de gândire, vom ajunge într-un anumit moment al vieții să ne amintim de ceea ce v-am spus, să ajungem în starea de nefericire, pentru că nefericirea, repet, apare în viața unui om dacă sunt încălcate 3 reguli de care urma să vă vorbesc. Prima regulă, și voi reveni la ceea ce vă spuneam adineori, este aceea de a fi în armonie și în comuniune cu Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, oare câți dintre dumneavoastră sunteți corigenți? Câți dintre dumneavoastră aveți timp din cele 24 de ore, că mulți vă plângeți că n-am timp, aveți timp să vă rugați? Și iată că va dovedi pandemia cu un amărât de virus, a ajuns să pună în lockdown o țară întreagă, să vă blocheze în casă cu soția, cu copiii și să stați, să vă uitați la televizor sau să citiți. Deci Dumnezeu v-a dat timp, dacă tot spuneați că n-aveți.
așa cum te poate bloca la un moment dat o boală care te țintește la pat și nu te poți ridica, și atunci ce faci? Deci, comunicarea cu Dumnezeu înseamnă a fi în armonie cu Universul și a-L ruga pe Dumnezeu, a-L ruga pe Mântuitorul Hristos, pe Sfinți, pe Maica Domnului și pe Sfinți, iată, și pe Sfântul nostru pe care eu vi l-am prezentat, Sfântul Pancrate, să aibă grijă de voi. Dar ca să faci acest lucru, trebuie ca să ai capacitatea să te observi pe tine, sublinez acest cuvânt. Dacă nu ai capacitatea să te observi și să te întrebi cine ești, ce ești și ce dorești să devii sau unde dorești să ajungi, înseamnă că tot ceea ce vorbim acum sau slujbele la care mergeți sunt zadarnice. Slujbele, rugăciunile sunt făcute pentru oamenii care au capacitatea de a înțelege pe Dumnezeu ca cel mai mare stăpân al lumii, al universului, în care există sursa iubirii, sursa fericirii, sursa de lumină. Dumnezeu te poate face fericit, te poate ajuta să-ți găsești iubirea vieții sau te poate uita și devine fericit, și odată cu nefericirea, să știți că și corpul acesta fizic se îmbolnăvește, pentru că corpul este hrănit de celule, celulele noastre au memorie, de fapt corpul este format din celule, mă scuzați, și celulele acestea se îmbolnăvesc odată cu momentul în care noi, de multe ori, refuzăm să mai luptăm pentru a ne salva sau a găsi soluții pentru a ieși din situația în care sunt. Și aici mă refer la una dintre cele mai periculoase boli pe care mulți dintre dumneavoastră o trăiți fără să vă dați seama că o aveți și care se numește depresia. Depresia și anxietatea sunt ascunse într-un buzunar al sufletului și care chinuie amarnic. Îi chinuie amarnic pe oamenii care nu se pot accepta, care, de fapt, nu pot să accepte că și-au pierdut pe cineva drag sau că un anumit lucru pe care ei și l-au dorit nu l-au putut obține. Și sigur că de aici apar multe alte teorii pe care le susține știința, le susțin psihologii și care vin să ne învețe că, repet, dacă ți se întâmplă un lucru în viață, acesta se întâmplă cu un scop și acest scop este acela de a descoperi și de a afla ce vrea Dumnezeu de la tine, de ce a îngăduit să-ți dea această suferință și de ce ți-a lăsat sau de ce ți s-a întâmplat ca tu să fii moștenitor a unei suferințe din neam. Pentru că sunt 7 frați și din 7 frați doar 2 au cele mai mari probleme, restul n-au nicio problemă. De ce? Pentru că moștenirile acestea genetice, suferințele care le aducem, traumele din neam, se transmit din generație în generație și din păcate îi afectează pe cei care sunt mai puțin pregătiți să facă față la evenimentele, la neplăcerile și la întâmplările care vin peste noi. De ce sunt nepregătiți? Pentru că nu prea sunt în contact cu lumea spirituală, cu Dumnezeu. Nu-ți cere nimeni să fii habotnic, nu-ți cere nimeni să stai toată ziua în biserici, își cere doar ca atâta vreme cât tu nu poți să trăiești fără hrană, cât timp îți acorzi mâncării, dacă stai 10 minute să mănânci, 10 minute să te rogi. Dacă 5 minute mănânci, 5 minute te rogi. Asta înseamnă de fapt echilibru și asta înseamnă armonie pe care tu o poți avea cu tine, pentru că ceea ce oferi trupului în momentul în care ți-ai cumpărat creme scumpe, în momentul în care ți-ai cumpărat o limuzină ca să arăți cât de important sau importantă ești, atunci valorifică-ți și sufletul și nu mai fi zgârcit sau zgârcită când ți se cere un ajutor. Când ți se cere o șansă, iată, ai o șansă de a marca timpul în care tu astăzi ești trăitor printr-o contribuție pe care o dai ca oraclă în care un sfânt va rămâne pe veci acolo, să fie o părticică din contribuția ta pusă pe masa sfântului, unde cu siguranță nu-ți va rămâne dator. Frecvența de comunicare, a doua,
dintre cele trei pe care poți să ți-o stabilești cu cei din jur. Mulți dintre dumneavoastră trăiți într-o stare de conflict permanent cu cei din jur. Dacă nu vă certați într-o zi cu cineva, parcă nu vă merge bine. Sunt oameni care au acest talent de a se certa, de a comenta, de a urâ, de a judeca. Și acești oameni care fac aceste lucruri, din păcate, sunt într-un conflict permanent. Nu numai cu ei, dar sunt într-un conflict permanent cu Universul. De ce? Pentru că Universul înseamnă echilibru. Oricâte vreme tu ești tot timpul nefericit, tot timpul ai impresia că cineva are ceva cu tine, că cineva îți vrea răul, acest lucru îl atragi. De aceea vă rog, iubiții mei, dacă vreți să vă refaceți sau să vă reconstruiți fericirea, vedeți întâi ce aveți și nu vă mai preocupați de ceea ce au alții. Aceste gânduri lăsați-le deoparte, luați-vă 10 zile, așa cum îmi place mie să spun, concediu la probleme, adunați-vă puțin, stați de vorbă voi cu voi și încercați ca în momentul în care ați stabilit clar care vă sunt prioritățile, care vă sunt defectele, care vă sunt minusurile și care sunt plusuri, plusul din viața voastră, după ce veți face acest lucru, veți înțelege de fapt de ce sunteți nefericiți sau de ce aveți probleme și necazuri. Pentru că ceea ce uitasem să vă spun, mulți aveți o moștenire genetică pe care o aduceți din familiile voastre. Dacă mama și tatăl vostru s-au certat non-stop în casă, dacă între frați au existat nemulțumiri, blesteme, vorbe urâte, toate acestea le-ați adus în prezent. Și dacă nu vă eliberați de ele printr-o dezlegare, prin rugăciune, dacă nu vă eliberați de ele încercând ca în casele voastre să vă puneți o icoană, să vă puneți imaginea unui sfânt, a unei sfinte, să vă închinați, să tămâiați casa, atunci veți ajunge, iubiții mei, să suferiți, pentru că suferința din păcate este lipsa prezenței în Dumnezeu, lui Dumnezeu în viața voastră. Aici vor veni mulți să mă contrazică. Cum adică? Eu dacă sufăr, Dumnezeu lipsește din viața mea? Dumnezeu este Dumnezeul iubirii, al păcii și al armoniei. Dumnezeu îngăduie de multe ori să suferi ca tu, prin această suferință, să înveți că de fapt suferința este cel mai bun profesor pe care poți să-l ai. De a te face să conștientizezi cât de mic ești, indiferent de funcția pe care o ai sau deții, că dacă ai fi președinte de companie sau orice funcție publică ai avea, nu poți să-ți influențezi sufletul să fie fericit decât temporar. Ești fericit pentru 10 minute că dai un chef și poate uiți de ceea ce te doare, dar când ajungi să aprinzi becul într-o casă și vezi cât e de goală și că nu te strigă nimeni și nu te așteaptă nimeni, atunci îți dai seama cât de mare și adevărat este acel cuvânt că suferința doare și iubirea este cea care, știți, fericirea fără iubire doare. Dacă Dumnezeu ar fi în voi, ca să completez ceea ce vă spun, că acolo unde există suferință, Dumnezeu, din păcate, nu prea este prezent în viața voastră. Veți veni mulți, veți comenta, nu e adevărat, Dumnezeu e cu mine chiar dacă sufăr. Dacă ar fi Dumnezeu lângă tine, iubite suflete, n-ai mai avea capacitatea să mă judeci acum. Dacă ar fi Dumnezeu lângă tine acum, în acest moment, tu ca om n-ai mai putea emite judecăți greșite. Dumnezeu își întoarce fața de la omul care este circumspect, care este răutăcios, care are capacitatea de a vărsa venin, pentru că el este ceva pur. Iar ceea ce noi dorim de altfel de la oameni, să fim desăvârșiți sau să fie desăvârșiți, este greu. A fi desăvârșit înseamnă a nu greși deloc, a fi desăvârșit înseamnă a fi perfect. Ori, ca lucrurile acestea, eu să nu le mai trăiesc și să nu mai trăiesc în dizarmonie, trebuie să rog pe Dumnezeu să mă ierte.
Și atunci când am această capacitate de a-i spune, Doamne, iartă-mi păcatele mele, iartă-mă, Doamne, pentru tot ceea ce ți-am făcut de-a lungul vieții, pentru momentele în care am uitat de tine, pentru că nu poți să spui că Dumnezeu era lângă tine când te-ai dus la furat. Nu cred că poți să spui că Dumnezeu era lângă tine, tinere sau tânără, sau domnișoară, sau domnule, sau doamnă, când te-ai dus și ți-ai înșelat nevasta, sau ți-ai înșelat soțul. Nu poți să spui că Dumnezeu e lângă tine atunci când tu blestemi, și atunci când urăști, și când drăcui, și când judeci, arătând cu degetul pe preotul, pe profesorul, pe doctorul, pe medicul respectiv. Și toate aceste lucruri despre care eu vă vorbesc înseamnă că voi vă aflați într-o disarmonie totală cu voi și cu universul, și de aici apar problemele. Îți pierzi, când ți-ai pierdut echilibru vieții, ai început să emiți judecăți. Să mă judeci pe mine, să judeci pe X, pe Y, să încep să cauți pe net cine este, ce a făcut, dar de ce a făcut, cine ești? Încă o dată vă întreb și te întreb pe tine, privitorule, cine ești? Sau cine îți dă acest drept în univers ca tu să fii de, sau să devii judecător al vieții unei persoane pe care tu de fapt n-ai dreptul să judeci? Și atunci vine și reversul a ceea ce faci. Știați că de câte ori judecați o persoană, îi preluați toată energia negativă în viața voastră? M-aș referi doar la cei care îl judecă, pe președintele țării, pe fostul, pe X sau pe altul. Cam câtă energie negativă sau câte păcate, ca să fiu mai explicit, să fiu mai în duh cu duhovnicia, cam câte păcate atrageți asupra voastră, acestea se vor împărți la un moment dat, pentru că păcatele te lovesc acolo unde te aștepți mai puțin, te lovesc în anumite zone ale sufletului în care chiar acele zone vor durea greu. De ce? Pentru că aduc dezechilibru în viața ta personală, în viața copiilor tăi. Și eu cred că un părinte, când își vede copilul nefericit, începe să sufere. Știți, și aș vrea să țineți minte ce v-am spus, de ce nu sunteți fericiți? Pentru că mintea voastră, mintea noastră, este încărcată cu gânduri negre. Este încărcată cu, de multe ori, judecăți. Cu judecăți care îți schimbă adevărul despre lumea pe care tu ar trebui să o trăiești și te transferă într-o lume a suferinței. Revin și vă spun, cei care doriți să vă curățiți mintea și sufletul, mergeți la biserică, împărtășiți-vă, căutați acei preoți care sunt libertini în gândire și înțeleg că nu e nimeni perfect, și rugați să vă spovedească și să vă împărtășească cu trupul și sângele Domnului, pentru că acolo stă ascunsă puterea de care aveți nevoie să ieșiți, să vă vindecați sufletul. Pe data de 26, la bisericuța din Voluntari, Biserica Sfânta Maria, unde, repet, sunt moaștele Sfântului Pangratie, la care vă invit să veniți, să vă închinați și să primiți racla cu bucurie pe data de 16, luna aceasta. Puteți vedea din imagine cam câte sute de oameni au venit să se roage și să ceară ajutorul. Toți acești oameni au venit în vizită să vadă o biserică din lemn, au venit ca o problemă. Deci trebuie să înțelegeți că nu sunteți singuri în acest univers, care aveți probleme, care aveți necazuri, dar acești oameni au făcut acest efort, au făcut această jertfă de a veni să-L roage pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pentru că bisericuța este sub oblăduirea Maicii Domnului, și pe Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor, pentru că data de 26 de aprilie este declarată Ziua Dorințelor, să roage ca dorința lor să devină realitate. De aceea, ca să te conectezi cu rugăciunea, trebuie ca tu
să-ți cureți răul, răutatea, să te spovedești și să te apropii de Dumnezeu, să te conectezi cu energia divină. Când te vei sătura de suferință, te vei trezi. Pentru că mulți dintre noi avem această suferință pentru că ne-am obișnuit cu ea. Îmi spuneți mulți, părinte, mă trezesc dimineața plângând, seara adorm plângând. Înseamnă că te-ai obișnuit cu suferința. Și dacă ai ajuns la acest stadiu, din păcate, nu e bine. Pentru că pentru a te vindeca de suferință, repet, trebuie să înțelegi că te poți vindeca de ea doar cu o condiție, ca să renunți la răutate și să te apropii mai mult de el. Aș vrea doar să vă pun o întrebare. Când v-ați simțit cei mai fericiți? Și dacă veți putea să răspundeți la această întrebare, să vă gândiți cum ați ajuns în acel moment să fiți fericit. Din păcate, mulți uităm de noi, uităm să ne mai observăm, așa cum spuneam la început, uităm să ne amintim că avem o datorie pe acest pământ de a lăsa în urmă lucrurile frumoase, de a lăsa și de a crea amintiri frumoase care vor forma raiul din care nimeni nu ne va izgoni niciodată. Din păcate, mulți trăim în minciună, mulți, repet, ne mințim, lasă că trece, și această minciună este o modalitate indirectă sau inconștientă de a admite că ești învins. Un om este învins atunci când nu mai crede nimeni și nimic, când a reușit sau a refuzat sau refuză să mai lupte. Aș vrea să vă întreb pe cei care mă urmăriți, de ce sunteți bolnavi? De ce ai ajuns să fii bolnav? Îmi veți spune mulți, părinte, e ușor să vorbiți, e ușor să vorbim. Păi sunt bolnav pentru că m-am îmbolnăvit. Da, dar te-ai îmbolnăvit pentru că ceva s-a întâmplat cu tine și cu corpul tău. Orice boală vine în viața noastră dintr-o greșeală pe care am făcut-o sau dintr-o nebăgare de seamă sau dintr-o lipsă de grijă pe care ar fi trebuit să o avem față de corp, de trup. Și aș vrea să vă întrebați tot dumneavoastră, ce ați face sau cine ați fi dacă ați fi fericit și ați scăpat de boală? Ca să scap de boală și ca să fii fericit, nu trebuie să faci mare lucru. Nu-ți cere nimeni să sapi cu cazmaua în grădină, nu-ți cere nimeni să plătești apartamente și vile. Îți cere un singur lucru Dumnezeu, să renunți la fi rău, să faci juruințe, așa ne spun și psalmiștii, faceți juruințe înainte de Dumnezeu și le împliniți. Dar ce este foarte important, ce este foarte important, să ne activăm curajul de a dori să devenim altcineva. Pentru a activa acest curaj de a dori să devii altcineva, ai nevoie de jertfa de care v-am spus. Fie de a-ți da un timp rugăciunii, fie de a veni până la biserică, la biserica de la voi, din comună, din oraș, de a sta la Sfânta Liturghie, de a veni la bisericuța din lemn, de a veni să te închini la mărgăritarele pe care această țară le are, sfintele moaște care ne păzesc, și de a ajuta atunci când ți se cere ajutorul pe cei care au nevoie, pentru că orice ajutor pe care îl dați, și vă ajuga regia să mai puneți contul bisericii, orice ajutor pe care îl dați ca să realizăm racla Sfântului, va fi marcat în ceruri și pe pământ prin bunăvoința voastră, ca de azi înainte voi să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu.
repet regia să pună din nou contul. Aș vrea totuși să vă rog să nu condiționați fericirea voastră de superficialitate, pentru că un om care este superficial și care judecă, acei șoareci de Google care toată ziua stau pe Google și pe internet sau pe Facebook, cu ghilimele, mă gândeam la acei tinerei mici pe care nu-i vezi, toată ziua stau cu năsucul acolo și sper că nu se simt jigniți, că era o glumă, este o metaforă. Și cei care poate îi copiem, trebuie să înțelegem că realitatea ceea ce trăim nu este una virtuală, este ceea ce simțim. Aș vrea să vă rog să nu vă condiționați fericirea cu iluzii, pentru că va veni momentul în care te vei întreba ce ai devenit sau ce vrei să devii sau ce vei deveni în fiecare zi. Ce ai învățat nou? Și știți, este momentul acela de comunicare pe care îl ai cu Dumnezeu prin rugăciune și la care încep să spui că viața ta s-a schimbat sau prin rugăciune îi mulțumesc lui Dumnezeu că ai reușit să ieși din necazul și mocirla în care ai fost și viața ta este pe un drum bun. Asta poți să-i spui lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să trec cu bine peste încercări. Îți mulțumesc, Doamne, pentru faptul că m-ai făcut sănătos sau sănătoasă să pot auzi o rugăciune sau o slujbă. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat darul de a putea vorbi și de a te lăuda. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat puterea de a te privi și de a admira frumusețea pe care tu ai construit-o pentru această lume. Și îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat mie darul de a putea să mă închin și să mă rog la Sfinți. Vă invit cu drag să veniți să vă închinați la Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor, Sfântul Inimii, la Bisericuța din Voluntari Piperea, Bisericuța din Lemn. Vă invit pe cei care aveți inima bună și doriți să ne ajutați ca să putem aduce rac la Sfântului și să deveniți ctitori, pomeniți pe veci. În cea de-a doua parte a emisiunii, în ora următoare, puteți să-i rugați pe prietenii, pe cei care poate nu m-au urmărit la această oră, vă voi vorbi despre nefericire, de unde apare nefericirea în viața noastră. Ne vom ruga împreună acum, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, vom vorbi despre momentul în care oamenii ajung să se urască, mă scuzați. Să ne rugăm pentru ei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați. Ne reîntâlnim.